Salutare, prieteni, și bine ați venit la un nou episod din SnowRunner, tot alături de Ionuț ca data trecută. Practic e o continuare a episodului trecut. Salutare, Ionuț! Salutare, salutare! Pentru cei care ați văzut episodul, a început el o misiune cu o remorcuță luată de aici, din această zonă, și trebuie dusă undeva prin pădure, pe nu știu pe unde trebuie să ajungă el exact. Este o zonă nedescoperită pe acolo, pe unde se duce el. Noi o să începem astăzi cu o misiune principală, nu știu dacă o să facem două ca data trecută sau doar una. Restoring the Water Tower 1, dacă data trecută am făcut Water Tower 2 plus o misiune la garaj. Astăzi încercăm să facem această misiune. Două meteorosul și o cabină trebuie transportate la acest Water Tower and Under Repair din munți, pe unde practic se duce și Ionuț în momentul acesta. Deci trebuie să luăm o cabină și două metal rolls-uri. Una, două metal rolls-uri. Hai să dăm cu spatele de aici prima dată și după mai... vedem cum ne facem traseu și mai povestim una alta. Stați că a rămas în high. Așa. Dăm cu spatele de aici. Ușor. Mamă, uite, am avut și eu niște drop frame-uri urâte, 20 de FPS-uri. Zicea și eu nu-s mai devreme că a avut. Ia să vedem cum e drumul pe acolo. Bă, e nasul rău de eu, n-am luat-o bine. N-ai luat-o bine? Ia să vedem cum ne facem noi în traseu, băieți, acum. Așa. Trebuia să iau tot în față, vai, de mine, și am luat-o cumva la stânga. Trebuie să mă și întorc. Nu. Ok, eu ar trebui, cred că, să vin pe unde te duci tu acum, din câte văd eu. Și ar trebui, cam prin zona ar trebui să ajung, dar vom vedea noi la momentul respectiv, băieți. Hai să-i dăm. Să ajungem noi la garaj prima dată și după mai vedem noi cum și pe unde mergem. Eu trebuie să mă întorc, dar nu știu cum să mă întorc și unde să mă întorc. Păi și dacă înaintezi, oare nu te scoate la vale, chiar dacă înconjori puțin? Nu mă scoate, din păcate. Mai mult mă duce în sus. Am înțeles, eu pe acolo aș vrea să mă duc. Să vedem care e treaba. Să nu uităm să alimentăm. Trecem pe lângă Peco. Aici este mașina lui Ionuț, lăsată de data trecută când a reparat podul. Trecem așa pe lângă ea, să nu o deranjăm. Mamă, ce era să intru în capul ăsta de pod. Mai avem și loc în remorcă. Până vii și tu, ieși eu de aici. Da, ai timp. Ne-a mai rămas chiar un slot disponibil în remorcă. Deci am ocupat 4 sloturi. Nu puteam să venim cu atomul. Atomul este un camion destul de bunicel, băieți. Nu știu de ce lumea zice că n-ar fi bun. Mă rog, este DLC, asta ar fi o problemă. Adică trebuie să plătești bani ca să-l ai. Asta nu-mi place nici mie și nu-mi convine. Dar așa, per total, ar fi un camion bun băgat așa la liber. Vom vedea ce camioane... adaugă sau au adăugat deja, mi se pare că a apărut deja update. Uite că în episodul trecut am și uitat să povestim despre noua hartă care a apărut deja, dar uite, eu nu pot să trec de pomul ăsta că mi se duce remorca în el, băga mi-aș picioarele. Ia să vedem, s-a rupt. Mai agață remorca, nu mai agață remorca. Ne uităm imediat pe hartă, băi, după ce trecem de zona asta puțin mai dificilă. Ok. Și hai să dăm un gest, să vedem ce s-a adăugat. S-a adăugat Almaty Region, Zerbaykori, o zonă din Kazahstan, mi se pare că ar fi Almaty, că era Talmati, știu că era o echipă de fotbal, sezonul 13, dar este doar o hartă, din păcate. Eu nu înțeleg de ce este așa greu măcar două să facă. Adică e o hartă? What? Păi depinde și ce trebuie să faci pe hartă. Da, dar e plictisitor pe o hartă. Știi, când ai două, măcar două, știi, să treci într-o parte în alta, să fie o misiune mai lungă. Așa pe o hartă. Dacă au făcut ce... Când tu la regiunea apar alte trei regiuni. Asta da, dar sper să nu fie ca tenisii, că și pe tenisii voiam să ajung și nu știu ce. Și când am ajuns, de-abia așteptam să o termin, să plec, la cât de urât a fost. Acum nu știu și implicarea lor care o să mai fie în SnowRunner de când cu Expedition-ul. De ce nu mă lasă să pună... Bă, aurică! Așa. Mă punea să încarc fiuluri, mă, băieți. Paleți de fiuluri. Deci de acolo încărcăm și fiuluri, paleți de fiul. Ok, interesant. Bine de știut că siguranță o să avem nevoie la una din
misiunile viitoare. Ai reușit să întorci? Ce, eu sunt prin oraș acum, sunt curios dacă o ia razna. Momentan văd că merge destul de binișor. Ce era acolo, băiți? Apă? Ușurel, ușurel. Mi-ai dat și mie ăsta fix cu roți, de lanțuri pe roți. Da, da, da. Ți-ai adus aminte? Că era challenge. Ți-ai adus aminte, a? Păi acum am văzut. Și eu văzusem pe live atunci, dar văzusem târziu, nu m-am mai întors. Uite, acolo sunt niște remorci, dar nu cred că le putem lua. Să mergem pe aici, băieți. Nu știu dacă o să ne întâlnim cu Ionuț sau Ionuț a coborât deja, zi pe unii este Ionuț. A, e departe, Ionuț a coborât de mult. Cu tot că n-ar fi o idee bună să mergem pe aici, dar o să mergem pe aici. Mi se pare că e mai scurt pe partea cealaltă, dar o să ne băgăm pe aici. Să explorăm toată bucla aia. Dacă o să trebuiască să ne întoarcem ca Ionuț, am încurcat-o. Ionuț, trebuie să ajungi la water ăla, nu? Da, și cred că era mai bine pe acolo, mai scurt. Da. Da, mă duc pe aici, da, să vedem. Da, urcai undeva pe aici, pe roci aia. Și urâtă. Da. Mergem și pe aici să descoperim și părticica aia de acolo. Păi dacă continuai, înseamnă că puteai să cobori pe partea cealaltă. Ia stai să văd eu cum o să fie drumul acolo, că înseamnă că puteai să continui și coborai pe partea aia, pe la Water Tower, la vale. Păi da, dar era mult de mers. Era mai mult de mers. Ia să vedem cum e drumul pe aici, tu până unde ai mers, ai mers până mai sus, a? Hai că deja am luat damage. Să o ținem, hai băieți. Văd că e un drum care face la stânga. Sau nu e drum, e... E apa care a rupt malul. Avem și asfalt pe aici sau mi se pare mie? Asfalt, da. Avem, avem bucăți mici, da. Da, da, da. Și urmează o groapă din asta. Mamă, ce greu trage. Nu, vezi că nici pe aici nu e ușor. Place momentan harta, adică are de toate. Și am văzut că și în partea cealaltă pe unde am fost pe live e interesant. Ținem drumul, băieți, noi trebuie să ajungem undeva acolo sus. Mă, normal, am riscat și prin pădure, dar momentan nu vreau să mă bag, mai ales cu remorca asta, să o răstorn pe aici pe dealurile astea. Ținem drumul și vom vedea unde ajungem. Încercăm experimente. Uite, aici e o mlaștină. Mlaștină cu un drum, interesant că e drum, ok. Nu știu de ce ar fi drum acolo, nu știu la ce ne-ar ajuta. Bă, interesant și drumul ăsta pe aici, sincer să fiu. Ia să facem o pozică în zona aceasta, mă uit să avem pentru thumbnail. Mai fac poze așa alături de voi cu tot, că poate pe unii enervează. Dar le facem repede. Am văzut că cineva m-a întrebat cu ce fac pozele cu inteligența artificială. Nu cred că se uită la episoade, dacă a întrebat asta. Hai să-l punem așa. Tot că nu prea e bine, a? Prea bine, că nu se vede tot camion. Ceva mai mic și noi. Haide, bă, termina și Ionuț misiunea. Aș mai avea ceva. Micuț? Da, dar nu cred că mai avem cabine. Nu știu, uite-te să vezi dacă mai sunt. Și aici, mă, băieți, uite că aici nici nu am fost. O să mă duc să livrez asta prima dată și dacă eu mă întorc off camera până aici să văd care e treaba. Suntem foarte aproape. Nu mai avem cabine. Nu mai sunt, a? Nu. Trebuie craftate. O cabină și două concrete blocks-uri la port aici. Da, că mă și imediat. Da, 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 da. Cam ajuns și aici. E delivery to the port. Bun. 2 meterolsuri și cam aia a fost, ăsta era puțin ruginit. L-am dat cu vopsea, nu știu de ne am adus noi vopsea. Punem puțină pauză și revenim, băieți, că văd că am terminat foarte repede, zic ce mai face pe episodul acesta. Am revenit după o pauză de vreo jumătate de oră, băieți, s-au mai întâmplat chestii pe aici. Facem această misiune secundară, far away la Hermit Shack, trebuie să mergem la cabana lui Hermit. 2
package send-uri și două metrolls-uri. Metrolls-ul ni l-a adus Ionuț, doar că are o problemă Ionuț și el. Acum facem misiunea asta cu portul. Cum se cheamă misiunea ta? Deliver to the port? Da. Mamă, și uite, aveai locul disponibil fix pentru concrete blocks de care aveai nevoie de acolo. Da. Mamă. Doar ai și zis că mai am un loc disponibil. Aia am zis. Fugi repede cu o benă din asta, știi? Du-le pe asta și după la urmă fugi cu o benă. A, uite mă ce damage iau și eu aici, unde ți-ai spart un rezervor și tot. Eu ți-am zis. Pietrele alea sale naibii. Da. Avem de mers, băieți, acum să-mi țineți pe pentru că trebuie să intrăm prin râu și data trecută când m-am băgat pe live prin râu m-a cam luat apa și apa m-a dus unde trebuia. Acum o să încercăm o altă intrare să vedem dacă este mai ok. Vom vedea ce va fi, drumul este foarte lung, asta este clar, probabil acest episod o să atingă, cred eu, în jumătate de oră. Am văzut că unii vreți episoade mai lungi, alții vreți episoade mai scurte. Acum fiecare cum preferă, o să fie și episoade mai lungi și episoade mai scurte pentru toată lumea. Acum depinde și cum ies episoadele astea, că nu fac un calcul de fiecare dată. Da. Și fix un slot ai avut, zici că a fost făcut. Exact. E nașpa, am mai pățit și eu. De asta pe hărțile astea cu craftat, cu plimbat, așa mult trebuie să fii foarte atent. Eu înainte nu știu pe ce hartă îmi scriam pe carnețel. Să le știu exact. Ole pe alea și ai timp, oricum până ajung eu acolo ai timp să mai faci un drum cu o benă din asta mică, știi, cu mașinuța mică te duci. Ajuns prin sătucul ăsta de rulote aici, la o zonă de camping, din câte văd eu. Cam aceasta a fost și zona de asfalt. Cred că iar începe. Ce? Iar a luat damage? Frame drop-ul, mamă. N-am luat damage, dar frame drop-ul, mă rog. Vorbeam că n-am luat damage și am luat damage acum. Mamă, ce drum e pe aici, mă băieți, e prima dată când ne băgăm cu camionul. Dar am văzut că a mers greu cu mașina mică, dar pe cu camionul pe aici. Sper să nu mă răstorn. Sper să nu mă răstorn. În zone urâțele. Mișcând mă apropii de portul ăsta e. E jale, a? Mă rupe. Drumul ăsta este la propriu făcut prin râu, prin apă. Deja cunoști portul ăla ca în palmă. A doua, a treia oară când ești pe acolo. A doua. Pe prima oară am fost cu fortul. Dacă am trecut de prima zonă mai așa. Ești printre copaci. Mă, drumul e frumos, n-am ce să zic. E chiar frumos drumul. Copacii ăștia mergi așa prin pădurice, dai de apă, dai de un râu, treci prin râu, nu e urât deloc. Păi cum ai terminat misiunea? Ha? What? Ce? What? Cum bă că trebuia să aduc două? Păi te aveai două. Nu aveam unul. Păi și cum a terminat misiunea? Nu știu. Ok, bine atunci. Am mai rămas un din ăla în plus. Unul trebuie să mai faci un drum. Du-te după upgrade-ul ăsta de pe aici, de pe lângă mine. E un upgrade care nu e luat. Vezi dacă ai vreo mașină, vreun camion pe aici pe aproape și du și upgrade-ul. Dacă nu am trebuie port. Să... E bine. Dacă nu trebuie să mai faci drumul ăla, ai scăpat de el. Ai zis că ai mințit, ai zis că nu ai, dar de fapt aveai. N-am avut. Păi n-ai văzut și tu? Că aveam decât unul. Puțin așa în remorcă, da. Am zis că poate misiunea e de unul. Nimeni, era două. Nu m-am uitat, era două, ci domnii iartă-mă. Sigur? Eu nu m-am uitat. Da. Mai sunt buguri din astea, nu știi, și pe
Harta aia când am terminat-o pe Glade cu... Da. Cartofii. Uite, avem indicator că pe aici sunt căprioare, trebuie să avem grijă să nu le călcăm. Mai că, da? Mamă, avem poduri pe aici, olele. De când am mai văzut eu poduri de-astea. De lemnișor. Haide, vă glumești cu mine. De ce mă trag eu acum? Și am anulat și winch-ul de la... Bă, nu. Vai de capul meu în ultima clipă. De ce se blochează botul? În crengi de copaci, băga-mi aș picioarele crengi. Ia uite mă ce crengi spurcate, băga-mi aș picioarele crengi. Ia să vedem pe aici merge. Au ce, mă, 6 FPS-uri am avut. Uite, pe aici merge, dar trebuie să văd cum fac cu meta-rolls-ul ăsta, cred că, până la urmă. Mamă, la un vârf de unghie am fost să mă răstorn. Jumate era răsturnat pe parte. Dar mă răstorn până la urmă eu. Bă, dar cum e drumul ăsta, cât de greu e. Haide, cam mai degrabă mă băgam prin pădure decât pe aici. Gata. L-ai luat? Da. Păi și la mine de ce n-apare? La mine n-apare, what? Pentru ce era? Nu te-ai uitat? Ceva motor. What? La mine n-a apărut. Foarte, foarte ciudat. Vezi ce misiuni secundare mai sunt și poți să pregătești așa camioane pentru viitoarele misiuni secundare, dar camioane de la mine să rămână salvate, știi, pe hartă. Să le duci așa cât mai aproape, să zic, de zonele respective. Vezi că e o misiune... principală, stai că mi-am amintit acum. E o misiune principală care o să o fac ori tu, ori cu cine o să joc, ori... Aia e singura misiune principală care e disponibilă. Încearcă să te duci spre primul punct. Cu Ford-ul ăla, dar vezi, dacă mai e motorina, e problema. Dar văd nu că ai un... mai am și pe aici nu știu dacă trec eu apa pe aici. Nu știu, dacă nu-i dau recover, îmi zici. Nu știu dacă trec... Vrei să-i dau recover, să se facă și full? Păi dar nu, că am supply-uri. Ai de mult de mers. N-am niciun supply. Ai mult de mers, nu știu dacă ți ajunge doar supply-urile să ajungi până acolo, sincer. Adică să faci toate, că ai de vizitat vă 4-5 puncte. Eu nu mai am mult până acolo de asta. Deja văd cabănuța. Cabănuța, să vedem dacă am luat-o bine pe aici, bă băieți. Baza e că eu oricum pe aici m-aș întoarce și aș ține tot drumul ăsta. Eu aș trece pe aici prin stânga apa, că trebuie să trec și eu. Da, o țin pe aici prin pădurice, o iau pe aici. Și cumva pe aici nu e descoperit și trebuie să ajung acolo, la zona 1. Pe unde m-am băgat eu nu înțeleg ce caut aici. Nu înțeleg ce caut pe aici, bă băiți. Nu știu nici eu ce cauză. A intrat jumătate de camion în apă. Dacă ies e bine. Aha, hai. Hai că am reușit până la urmă. Ok, să dăm cu spatele acum. Trage, bă! Cu plasie un ciudat nu tragea. Ia mamă, ce zonă urâtă aici. Of, mă băieți, mă. Am ajuns și la cabana lui Hermit. Facem o poză așa că e zonă urâtă rău asta de ajuns. Nu cred că o să trebuiască să mai venim de acum pe aici, sincer să fiu cu voi. Cred că asta a fost misiunea. Ia să vedem dacă ne iese o poză așa de profil să ne punem pe Facebook. Mai urc eu înapoi pe aici, pe sus? Nu știu pe unde ești. Încerc să urc dealul ăsta. Haide. Lăs și niște roci ale naibii. De ce dai mă reverse când eu dau să mergem în sus? Pec. Și cam asta a fost și misiunea, dar eu nu înțeleg de ce nu mi-apare, băieți, upgrade-ul pe care l-a luat eu nu-ți mai devreme. Ori îl aveam eu, dar n-aveam cum să-l am, aia e problema, că eu n-am jucat la alții pe harta Ontario și nici la mine pe harta Ontario. Deci e foarte ciudată treaba asta.
Sper că s-a luat și nu s-a buguit sau ceva de genul acesta. Noi o să ne oprim aici cu episodul, nu știu de cât o să iasă episodul. Am 10 minute acum, cu vreo 10 data trecută. Nu cred că ajungem la jumătate de oră, să fiu sincer. Am ajuns repejor aici. Dacă mă răsturnam acolo, aia era problema mare. Ne vedem data viitoare. Nu uitați de un like, un comentariu și un subscribe dacă nu sunteți abonați. Alături de Ionuț, alături de Caring for Tourist. Uite și asta e interesantă. Alături de Ionuț, alături de Florin. Singur, poate. Nu se știe niciodată. Pa, pa.